Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Aleș și astăzi vin cu un nou videotutorial în care voi prezenta o aplicație cu ajutorul căreia puteți să vă optimizați sistemul de operare prin eliminarea unor fișiere care s-au adunat în PC-ul dumneavoastră de-a lungul timpului, în urma unor instalări, în urma unor dezinstalări de aplicații sau în urma altor acțiuni pe care dumneavoastră le-ați făcut. După cum poate ați observat, după ce instalați sistemul de operare la trecerea unui anumit interval de timp, acesta începe să funcționeze tot mai greu, apar și unele erori ce vă pot împiedica să faceți anumite acțiuni și atunci ar fi bine să folosiți o aplicație de curățat sistemul de operare. În decursul timpului eu am prezentat suficiente astfel de aplicații, însă astăzi vă voi propune o aplicație cu ajutorul căreia puteți într-un mod foarte rapid să ștergeți anumite fișiere. Veți găsi în descriere două linkuri care vă vor duce către acest site de unde puteți să descărcați aplicația, apăsați butonul Download, după aceea apăs unul dintre aceste linkuri, eu apăs butonul External Mirror, voi salva aplicația. O voi rula, bifez căsuța de acceptare a termenilor și condițiilor. Dacă vreți, apăsați acest buton și puteți bifa instalarea altor aplicații odată cu aceasta, însă eu voi apăsa butonul Install. Voi închide această fereastră întrucât nu vreau să-mi creez încă un cont. Aveți aici trei moduri de scanare, Quickly, Full sau Custom. Eu voi lăsa pe Quickly și voi apăsa butonul de căutare a problemelor. Voi aștepta să se termine scanarea și după aceea veți vedea imediat ce puteți face. Puteți să apăsați butonul Show Problems pentru a vedea ceea ce șterge această aplicație. Dacă nu sunteți de acord cu una dintre acțiunile pe care dorește să le ia, puteți să debifați căsuța și după aceea puteți să apăsați butonul Fix Problem. Vă spune aici că anumite probleme nu pot fi reparate decât după restartul PC-ului și ne întreabă dacă dorim să dăm acest restart. Eu nu voi da acest restart întrucât înregistrez, însă dumneavoastră trebuie să dați acest restart pentru a putea să rezolvați problemele. Ștergând aceste fișiere veți face rost de spațiu liber pe hard disk și de asemenea veți optimiza sistemul întrucât acesta nu va mai încărca tot felul de fișiere inutile, nu se va mai chinui să caute intrări ale unor aplicații ce dumneavoastră le-a șters de mult, însă resturi de instalare au rămas în PC-ul dumneavoastră, făcând în felul acesta, așa cum v-am spus, să ruleze mai rapid. Testați această aplicație și lăsați-mi un comentariu cu rezultatele pe care le-ați obținut. Această aplicație este asemănătoare cu CCleaner, însă este bine totdeauna să încercăm și alte aplicații pentru a vedea dacă obținem rezultate mai bune. Cu speranța că acest video tutorial vi s-a părut interesant și v-a fost util, vă invit să apăsați butonul de like, distribuiți acest videoclip, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și dacă v-ați abonat, nu uitați să apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta veți ști când încarc un clip nou pe acest canal.